Un tânăr de 15 ani se luptă să trăiască după ce aproape că s-a înnecat aseară în râul Bistrița. Băiatul venise la scăldat cu un prieten. Era în apă când s-a dat drumul barajului de acumulare al lacului Colibița. A fost salvat în ultimul moment de tatăl lui. Băiatul și prietenul său tocmai ieșiseră din apă. Se pregăteau să plece acasă, dar unul dintre ei a scăpat capacul de la o sticlă de suc în râu. Tânărul de 15 ani a sărit imediat după el. Știa să nuate, dar nu a putut să facă față debitului mare al apei. Făcea baie acolo, s-a scăpat un drop, avea o sticlă de suc, s-a scăpat un drop acolo. S-a sărit după drop și când se iasă, nu mai putea să iasă, a dat drumul la baraj. Nu știa să note sau? Păi ba, da, așa, dar oricum când vine valul ăla, cât de... Să nu uscă deja nu mai, devine cu mâini, cu mizerii. Băiatul a fost purtat de apă mai bine de 100 de metri în aval, până când tatăl său a reușit să-l salveze. După mai bine de 20 de minute de când se aruncase în râu, inima tânărului s-a oprit. M-a sunat, taică-s-o, că a fost la baie și m-a luat drumul la baraj și l-a luat apa și nu are copilul. Tot 20 de minute au încercat și medicii să-l resusciteze. Manevrele au fost reușite, așa că după ce l-au stabilizat, medicii l-au dus pe tânăr de urgență la spital. Este ventilat mecanic, are respirație spontană, câteva respirații spontane, este hipotermic, având în vedere că a stat în jur de 20 de minute în apă, puține șanse, totuși ar fi o speranță având în vedere hipotermia. A stat la temperaturi scăzute și ar fi o șansă. Evenimentul nu i-a luat prin surprindere pe localnici. Ei spun că de când funcționează barajul de la Cobilița, apa este deversată fără să se anunțe. Tânărul de 15 ani este internat în continuare în stare gravă la spital. Colega mea, Georgia Simionovici, are informații despre starea lui. Bună dimineața, Georgia, ce spun doctorii? Va supraviețui băiatul? Bună dimineața! Medicii spun că următoarele ore sunt decisive în ceea ce privește șansele de supraviețuire ale tânărului. El este în continuare în șoc hipotermic și ventilat cu ajutorul aparatelor. Dacă va supraviețui, medicii spun că este foarte posibil să întâmpine anumite probleme neurologice din cauza că a fost în stop respirator aproape o oră. Între timp, autoritățile au deschis o anchetă pentru a afla exact circumstanțele care s-a necat copilul și de ce nu a fost supravegheat de un adult. Mihaela? Georgia, mulțumim pentru aceste informații și